Bine v-am regăsit, prieteni. Comentăm astăzi tot felul de chestiuni care țin de bani. Da? Aș fi putut să spun economie, dar parcă sună mai nu știu cum. Când e vorba despre bani, ciulește urechile și românul. Adică, băi, am văzut atâtea nebunii în căpățânile politicienilor, încât eu încep să fiu speriat. Aproape la fel de mult cum sunt speriat de război. Pentru că, bă, cu un război, ok, îți iei pușca, îți iei tunul, dai cu bomba și știi o treabă. Când este vorba de bani, de economie, trebuie să lupți cu sistemul ăla care spune că va fi mereu mai bine. Și atunci înnebunești. Pentru că vezi că ăilalți care au făcut la fel cum fac ăștialalți, au cam dat faliment. Și am văzut un comentariu trimis de domnul Pescaru, care spune așa, pentru știința dumneavoastră vedeți cauzele pentru care Grecia a intrat în faliment. Corupția generalizată, angajări la stat fără număr, pensii cât în cape, beneficii pentru bugetari. Vi se pare cunoscut? Bă, tată, le-am numărat pe dește ca orice filolog și mi se par foarte cunoscute cauzele astea. Angajări la stat, pensii dă-i să meargă. De ieri am aflat și noi că președintele, șeful Curții Constituționale, are un salariu mai mare cu 5.000 de euro. De anul trecut până acum. Adică undeva la 12.800 de euro. Atâta sărăcuțul că vezi, Doamne, dacă l-a pus partidul, trebuia să-i dea și ceva de mâncare. Și știți că atunci când te pune partidul în funcții înalte, trebuie să mănânci cu 7 linguri. Mai merge cu o lingură, cu o furculiță, cu nevasta aia care, nu, ce să-ți dau costele de mâncare, hai să spună nevăstuca ta un șnițel cu cartofi pai. Șnițel cu cartofi. Ai pentru tactul, era cu alavacii. Mie îmi trebuie trufe, tocană de trufe, ciorbă de trufe și o înghețată de trufe. N-am gustat niciodată, nu e așa, dar dacă m-a pus șef partidul, am fițe. Înțelegi? Și așa, dăm și mie așa seara ceva ușor, așa, un polonic de caviar. Dar să fie de la negru mare cu bombițe. Să le sparg în gură și să-mi dau așa afară sentimentul că poporul trăiește la fel ca mine de bine. Adică, bă, tată, când este vorba de bani, ar trebui să fim cu 10 ochi pe fiecare politician. Că e de stânga, că e de dreapta, mă interesează mai puțin. Sigur că, acum, dacă vă spun eu, care-s filolog, facultate de citit, vai de capul meu, nu e așa, nu o să-l luați în seamă. Și atunci m-am dus acolo unde economia, într-adevăr, merge. Da? Și m-am dus acolo, în locul ăla, unde se dă tonul lumii. Ne place sau nu ne place. M-am dus în America, mă. Sigur, nu eu. Da? Dar tehnologia face posibilă chestia asta și intrăm în legătură cu Marius Mureșan. Marius Mureșan, iarăși vă spun, expert, da, internațional în finanțe, trimis să recupereze ce se mai putea recupera din Argentina din 2012, acum a venit din Guatemala să le, cumva, să le explice lor, să-și bage mințile în cap. Oare l-avem pe Marius? Sunt convins. Salutare, da, bună, Marius! Seara. Bună seara la voi! O nebunie! Ai văzut? Grecia, România, Argentina, Guatemala, tu îmi ziceai, este de fapt un fel de Marea Britanie anilor 70. Da, am făcut un pic de comparații chiar ieri alaltăieri, m-am uitat puțin mai atent. România este la nivelul anilor 70 în Anglia, vorbind de probleme. Exact aceleași probleme le aveau și ei atunci, o industrie falimentară, cheltuieli enorme la buget. Deci guvernul cheltuia enorm și neavând o direcție. Știți că anii 70 în lumea asta au fost niște ani foarte tulburi, atât din punct de vedere politic cât și economic, da? Începând din America până prin Asia. Și au venit, ca de obicei, pompierii să stângă ce mai pot să stângă din casa în flăcări. Da? Și în 1979 a venit doamna Margaret Thatcher și a încercat să facă imposibilul. Știți foarte bine ce s-a petrecut atunci acolo. Greve, aveau peste greve, nebunie. Exact. Aveau o inflație de 8-9 până la 18% și ei, deci atenție, și România în momentul ăsta la 70 ceva spre 8%. Da? Și trebuia să facă ceva. A început dur, a știut pe ce merge, a avut niște teorii economice bine gândite și a început să dea în ei, că nu se putea altfel. Vedeți ce face și Milei acum. Diferența un pic este că dânsa avea o bază teoretică foarte puternică. Avea un ministru de finanțe, Cove, da? Dacă nu mă înșel, care era foarte bun și se bazea pe o teorie economică bine structurată a lui Hayek,
care a scris și cartea The Constitution of Liberty. Da, deci ei s-au bazat pe treaba asta, unde spune în general, să traducem ce înseamnă, lumea trebuie să fie liberă, da, aici discutăm și de economie, pentru ca omul să fie creativ. Momentul în care tu la om îi dai, I don't know, lucruri minore, dar pentru el probabil sunt majore, omul nu mai gândește, omul nu mai este liber, nu mai creează. Și atunci au venit și au început să lucreze. Știți foarte bine greva, care, câți ani a durat greva la ei? 11 ani, greva minerilor. Greva minerilor din Wales, da? Din Țara Galilor, acolo e zona lor. A avut 3 luni de zile, nu ridica gunoiul nimeni de pe drum. Da? S-a bătut cu sindicatele. Și lumea a început să înțeleagă după un timp, da? I-a trebuit totuși din 79 până în 91, când ea n-a mai fost prim-ministru, când s-a retras, când de fapt partidul a retras-o, nu, ea nu s-a retras, au fost niște ani duri, i-au trebuit vreo 11 ani. De-aia spun că în România, în momentul ăsta, nu este posibil să mergi drastic, pentru că noi, România are o problemă pe contul curent, pe mâine. Da, deci aici este o problemă și nu putem compara Anglia, chiar dacă era în anii 70, chiar dacă avea probleme, care este un imperiu, a fost și este un imperiu, cu România, care vine după 50 de ani de comunism, 40-50 de ani de comunism, un alt 10 ani de nimic, 10 ani, anii 90, n-au fost nimic la mijloc, și a început să lovească. Ce a făcut? Știți foarte bine că în anii 70 erau la modă, în anii 70 era la modă în Anglia, în Marea Britanie, numai în Anglia, locuințele sociale. Da. Ce a făcut însă? Le-a vândut. Da, le-a vândut. Am înțeles că 88% din locuințele sociale le-a vândut. Ce înseamnă asta? A redus drastic niște cheltuieli. Omul a fost bucuros, le-a vândut la prețuri cum le-a vândut, omul a fost bucuros, dar ea s-a scăpat de o cheltuială și o cheltuială enormă. Ce-a mai făcut? Aveau vreo 224, dacă nu mă înșel, companii de stat care nu erau rentabile. În România, comparați puțin cu România în anii 95-96, când s-a început același lucru, care le-a privatizat. Din cele 224 a privatizat mai mult de 60%. Și directorii aia care erau înainte directori la fabricile astea de stat, care tot așteptau de să li se dea subvenții, să li se dea, să ierte, de fapt, nu le dea subvenții, ierta de niște taxe, cum se întâmplă și în România, au înțeles, au fost și pregătiți, au înțeles, și după 2 ani de zile au mai venit alte 200 de companii mai mici, tot finanțate oarecum de stat, să treacă în același sistem. Da? Deci s-a mai scăpat de o cheltuială mare de tot. Deci păi nu mai trebuie să punem ban pe ban dacă vrem să avem o șansă. Adică noi am luat în primele 3 luni, ieri am dat știrea, 16 miliarde de euro împrumut. În primele 3 luni, până martie. Da, pentru că nu are ce face guvernul. Guvernul este pe contul curent pe minus. Deci are două variante. Ori mărește taxele, care nu-i chiar rapidă. Să mărești taxele durează vreo 3, 4, 5 luni să înceapă să aibă niște efecte, bune sau proaste, vedem. Pe când banii de luat sunt împrumut, sunt mult mai rapid. Ai luat telefonul, în prim-ministru, cine se ocupă, a luat telefonul, avem nevoie de banii ăștia, ok, cum stați, așa, 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 băi, ai dau răspuns în 3-4 zile, vă dăm bani la dobânda de X. Ba. În România am înțeles că acum e bun de 7%. Sau, ceea ce e imens. Ceea ce e mult, eu am mai spus, orice credit, nu contează că e privat, că e de stat, orice credit peste 6,5% nu este rentabil. Deci, când a pus să plătești dobânda după el și așa mai departe, nu este rentabil, n-ai cum să-l închizi pe rentabilitate. În plus, acești bani sunt luați pentru consum, nu sunt pentru investit. Eu vorbesc de 6,5% când iei bani, să investești banii respectivi, dar tu iei pentru consum. Deci, din banii respectivi, tu poate recuperezi între 5 și 10% care... Ba, și oamenii aia care iau banii plătesc niște taxe la rândul lor, TVA-ul și mai departe. Dar atât. În rest, sunt bani care s-au mâncat, se duc. Asta e o parte. Doi la mână, vin acei bani, se duc în anumite zone în guvern, nu se știe precis unde, că nici nu știm precis unde se duc, și mai sunt și alții căpușați la banii respectivi. Din banii aia, probabil vreo 20-30% se duc la alții. Înțelegi? Și aici este... Și nu poți să oprești. Ce faci? Nu mai iei bani, că toată lumea zice că România e datoare. Ok, și?
Nu mai iei bani, ce faci? Mâine nu mai pensii, nu mai salarii. Ai blocat o țară. Nu la pensionar neapărat, dar în sistemul administrativ ai blocat o țară. No, și bun, și atunci, ok. Uite, dar tu ai fost 7 ani de zile pe Wall Street. Ai făcut da. MIT-ul, care e un fel de Dumnezeu economiei, da? Matematică de economie. Ai firme, ai investiții. Tu ce ai face în cazul în care ar trebui să... Băi, nu mi-ajung banii, tot iau împrumut, tot iau împrumut. Ok, iei împrumut un an, iei împrumut 10 ani. Băi, dar noi deja funcționăm doar pe împrumuturi. La un moment dat, buba se sparge și puroiul ăla ne pică în cap. Da, pentru că nu o să mai fie oameni să vă dea bani împrumut. Bun, și atunci ce faci? În momentul ăla, am mai spus și de-a trecută faliment, sau restructurez în așa hal ce face Milei acum, pentru că Milei o face în disperare. Milei, să înțeleagă lumea, în Argentina. În Argentina o face în disperare. El nu are, ca și doamna Thatcher, care până la urmă a rămas și o teorie economică numită Thatcherism, da? Deci de la dânsa, spus așa, el o face în disperare, că el nu mai are ce face. Deci el o face că trebuie să facă și ce face el acum este foarte dur. Eu n-am mai văzut nicăieri în lumea asta să fie așa de dur. Eu sper să și treacă peste. Greu. Da, dar vezi că e pe plus. Argentina pentru prima dată, da, ianuarie, a avut un excedent. Da, dar omul de rând nu simte. Noi discutăm aici deocamdată. Da, dar trebuie într-o politică de genul ăsta, v-am zis, Margaret Thatcher a trebuit vreo 9 ani să ajungă unde a ajuns. Nu, și nu știu, mai discutăm, ăia sunt anglosaxoni, da? Ăștia sunt latini, ca și românii. Dinamica gândirii la ei este diferită față de ceilalți și față de România. Oamenii acolo știu că trebuie să muncească, oamenii acolo trebuie să știu, nu așteaptă bonusuri, sau așteptau înainte, au înțeles că fără să muncească. Pe când în partea latină a lumii, nu se întâmplă chestia asta, omul nu are răbdare. Sunt mai așa, mai cu sângele mai fierbinte și în România. O să vedeți că dacă un guvern, ăsta nu face, sigur că nu are niciun interes și vine alegeri, face așa ceva, nu știu dacă prinde 4 ani la putere, da? Și după aia se întâmplă inversul. Pentru că aici ne batem de două politici, cum și doamna Thatcher s-a bătut de două politici. Ori discutăm de o politică capitalistă 100%, sau discutăm de, era în anii 70 atunci la modă, noul liberalism, liberalismul social. Și ea a venit și a spus, bă, nu putem face liberalism social, pentru că ăla e cu jumătăți de măsură. Deci nu merge cu, nu tăiem complet, tăiem numai puțin. Și au zis, în ce situație suntem noi acum, nu merge așa. Trebuie să mergem înainte. Și ea a avut o, și într-o preregere a spus ea chestia asta, și ea a avut, a spus în felul următor, regea statului de drept trebuie să triumfe asupra legii mulțimii. Ce înseamnă lege? Să traducem puțin ce înseamnă legea mulțimii. În Anglia ce însemna, în România cam la fel, legea sindicatelor. Da? Pentru că o parte din lumea asta a înțeles că oamenii trebuie să conducă ei, nu trebuie să fie conduși de ei. Și atunci au făcut sindicatele care au început să conducă. Prost s-au văzut, pentru că oamenii lucrau doar pentru ei. Ca și orice om normal într-o societate capitalistă lucrează pentru el. Și sindicatele lucrau doar pentru ei. Nu interesa alt domeniu ce se întâmplă. Plus, că în anii 70 am avut industria. S-a revoluționat, da, de la industria aia grea, care producea, să spunem, mașini. Da, din anii 40 începând. Anglia era un nume important în construcția de automobile. Da? S-a trecut spre altceva, s-a trecut spre compoziți, s-a trecut spre plasticuri, s-a trecut spre fibră de carbon, s-a trecut, da? Asta ce a însemnat? Industria grea a început să aibă probleme. Având probleme industria grea, mineritul, care e prima verigă, da? A început să aibă probleme. Și de aici au început problemele. La fel și în România, da? În anii 90, toată lumea spunea, vai ce industrie mare am avut, vai ce bine mergea. N-am avut nimic. Pentru că Ceaușescu în anii 60 s-a împrumutat de o grămadă de bani ca să construiască această industrie. Și în anii 70, când, spre 80, când totuși a făurit el, cum spunea, tot ce trebuie, ne-am trezit cu o industrie care nu mai era rentabilă, care nu mai era căutată pe nicăieri, și atunci am început să avem probleme. Și mai trebuia să și dăm bani înapoi, câteva miliarde de dolari, care i-am împrumutat. De unde să-i dai înapoi? Și am intrat în faliment, știți, în 82. Da. Da? Deci aici este, ei au înțeles, bă, trebuie să ne mișcăm cu noile tehnologii,
cu robotica, zic ei robot, nu erau roboți, erau niște semi-roboți, că lucrând pe niște, ce să zic eu, pentru noi acum niște programe de nimic. Dar au înțeles, ei au înțeles. Au dar Marius, nu se pare că noi avem aceeași problemă? Sigur, mutatis mutandis. Adică, acum se trece la digitalizare, societatea digitală, economia digitală. Și noi încă mai avem mai mulți funcționari decât are toată Polonia. Noi, nu. În momentul ăsta se trece de la digitalizare, se trece spre inteligența artificială. Deci nu, noi încă n-am terminat... Bine, inteligența artificială și aici, o lungă discuție, nu este o inteligență artificială de fapt, dar în fine. Noi încă n-am trecut de etapa cealaltă care ceilalți au făcut-o în anii 90-2000 până prin 2005, să spunem, așa, jumătatea anilor 2000. Noi încă n-am trecut de aia. Păi noi avem 1400, fii atent, noi avem 1400 de companii de stat. Tu îți dai seama ce aia? Păi asta 1400 ori medie, nu știu cât să pune medie, 200 de angajați? O, la companiile de stat, mai pune, tată, mai pune. Mai pune. 300.000, 300.000 ori 1000 înseamnă 3 milioane, nu? Nu știu, că iese și cifra, da? 3 milioane de oameni care nu produc, care produc minus. Păi poate nu chiar toate. Poate nu chiar toate. Dar gândește la o chestie de asta. Adică noi nu avem capitalism acum. Noi ce avem, avem un fel de, hai să-i zicem, perestroică cu ștaif. Nu, voi nu aveți nimic. Problema asta este. Dacă e o perestroică cu ștaif, măcar știu unde ești. Sau dacă ai capitalism, măcar știu unde ești. Sau când a fost în comunism, măcar știam unde suntem. Dar acum nu suntem nicăieri. România nu e nicăieri. Nu are nici... Deci asta vreau să spun. Nu există niciun proiect în față. Lumea e debusolată. Eu, una din cauzele în care am plecat din România în 2007, exact din cauza asta am plecat, pentru că nu mai vedeam nimic în față. Nu se prevedea nimic. O logică, să-ți mergi. Bun, e de stânga, mergi pe stânga, te descurci. E de dreapta, mergi pe dreapta, te descurci. Dar nu se prevede nimic. Pentru că în momentul ăsta în România sunt doar niște găști. Eu spun direct, eu nu mă feresc și spune. N-am nicio problemă. Sunt niște găși care conduc acolo, care se rotează între ei odată la 2, 3, 4 ani de zile, mufați bine la stat, foarte bine, care fac bani. Deci v-am spus, am fost în Cluj, am fost în București, de mai multe ori în ultimii 15 ani. Deci nu se poate. Clasele sociale sunt extraordinar de diferite. Oameni foarte bogați, dar nu bogați, discutăm foarte bogați și oameni nu săraci. Foarte săraci. Deci aici este problema. Și acei oameni, ăia n-au nicio idee spre ce să meargă, spre ce teorie. Ei ce se mai face în România? Se face datorită faptului că sunteți în Uniunea Europeană și Uniunea Europeană vă impune să faceți. Altfel nu s-ar face nimic. Absolut nimic. Autostrăzile care se fac acum, care nu s-au făcut 34 de ani, hai să zicem 20 de ani, că până prin 2000 nu prea aveai de unde, care nu s-au făcut, le facem acum și se vede că ritmul a început să fie mai alert. Acum că o să facă, nu știu. Păi dacă le-e frică acum că trebuie să apere Moldova și musai să faci totuși o autostradă pe Moldova, în caz de ceva, să-ți meargă tancurile acolo, că nu poți să mergi pe drumuri de țară. Sunt planurile de mobilitate militară. Cu Moldova nu e chiar. Cu Moldova e altfel, e un alt coridor care pleacă din sud până spre Polonia. Austriecii se opun, bineînțeles, și încă câteva țări de acolo pentru că pierd. Da, vedeți că s-a oprit așa subit în Transilvania. Da. S-a oprit, s-a subit. Autostrada Transilvania nu se mai face. Exact, s-a oprit. Chiar vedeam că UMB, sau cum se numește firma, care era campioană, dintr-o dată a oprit toate lucrările în Transilvania. Așa, stop. Da. Am văzut astăzi știrea, mi-a venit pe Facebook sau nu știu unde am văzut, că până la urmă drumul ăla rapid între Cluj și Dej, care se lege autostrada aia din nord să meargă în Moldova, astăzi trebuia să fie data de depunere a ofertelor pentru, încă pentru proiectare, să ne gândim de așa, s-a retras. Da. Pentru că au cerut ei alte... Alte. Dintr-o dată. Și chiar nu ved... Deci eu nu am nimic cu niciun popor din Europa, deși cu austriecii aș avea, că mi-au făcut un lucru urât pe aeroport. Vedeam, am ajuns cu 2 minute mai târziu, nu din cauza mea, din cauza altui avion, îi vedeam pe ăia că merg spre avion și nu m-a lăsat sus. I-am zis, bă, dăm drumul să merg. Nu? Deci, asta a fost prima tangență, am și evitat după aia. Austria am evitat-o ca și zbor. Dar nu se vede, nu se vede, dar este foarte simplu, nu ești lăsat. A fost domnul prim-ministru sau cancelar, cum se numește Austria, în România. Nimeni nu i-a spus nimic. Se meargă să-i spune de la obraz. Băi, noi pierdem că stau mașinile alea blocate prin vămi 10-100 de ore pe acolo. Noi pierdem. Hai să facem ceva să ne înțelegem. Hai să facem ceva. Ce vrei? Cum vrei? Nimic. Absolut nimic.
Deci nimic nu i s-a spus. Președinte, prim-ministru, care o mai, nu știu, prim-ministru de altă culoare, dar care au mai fost acolo. Nimeni nu i-a spus nimic, n-a văzut nicio luare de poziție. Companiile cele mai mari din România în momentul ăsta sunt companii austriece. Bă, dă în ele. Explică-i frumos. Bă, băiete, dacă nu ne ajuți, nu te mai ajutăm. Se pot face. Nu prin închide, nu facem din asta sau naționalizări. Asta e o prostie. Aduci pe aia mai mari și aduci aia mari cu bani. Nu aduci alți șmecheri, cum sau austriece sub subțirei. Dacă ne uităm la băncile austriece, sunt, să zic aici, o bancă de top 20, probabil una din băncile austriece mari intră în top 30 în America. Da? Deci aduci pe aia cu bani. Aduci pe aia care produc petrol, aia cu bani, dar tu i-ai alungat acum 3-4 ani. Aia e baiul. Ai alungat Exxon-ul, că l-ai lăsat pe Dragnea să-și facă toate porcăriile. Exact. Și exact. Acum plângi că n-ai gaz în Marea Neagră. Și atați de tântălă ăștia că au impresia că gazul e în calupuri. Ăsta e calupul românesc și ăsta e calupul turcesc. Gazul este așa. Când trage turcul de acolo, că deja au băgat conducta, trage și de la tine, exact, practic. Exact, bă, exact. Și ați alungat prim-ministrul Japoniei, da? Da, Tudose, deci, care e primul pe lista de europarlamentare. Exact, efectiv îl ignor. Bă, aia este a treia putere mondială în momentul ăsta. Deci ce discutăm aici? Da. Și nu numai Japonia, au avut ei problema aia de 30 de ani, din 90 până acum, o problemă de deflație economică și așa mai departe, dar încep să-și revină. Dar nu comparăm Japonia, da? Industria japoneză, așa, tu ignori. Ba, dacă ignorai pe unul din Zimbabwe sau mai știu eu ce, nu-i normal nici ăla. Era o chestie, dar tu ignori pe ăla. Atunci, ce credibilitate poți să ai în față? De aia spun că nu există nici o, cum să spun, niciun proiect de țară. Hai să spun, e mult, e pompos spus proiect de țară. Niciun proiect de a face ceva. Asta e mare baiul. Luăm un pic de publicitate și mult să ne vedem după publicitate, că eu vreau să știu dacă, bă, de ce nu pricep tovarășii politicieni din România, că nu poți trăi toată viața cu mâna întinsă după împrumuturi. Că într-o zi va trebui să vii să spui, bă, de unde tai? Exact ca atunci când vii acasă și spui nevestei, nevastă, nu mai am 1000 de euro salariu, cam numai 700. De unde tăiem? Că trebuie să ne descurcăm cu 700. Publicitate. Am revenit, mergem iarăși în America, pentru că, deși am văzut că există tot felul de tentații de-astea anti-americane prin România, prin Europa, totuși America rămâne țara aia care dă tonul în economie, în libertate. Da, Tocqueville a fost impresionat, nu-i așa? Și acum câtă vreme, de piața liberă, de viața liberă. Dar parcă nouă ne este foarte frică de viața, de piața liberă. Adică Margaret Thatcher a înțeles un lucru. Băieți, lăsați economia să regleze totul. Noi suntem, ai văzut convenit ăsta care l-a tot pomenit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, ministrul agriculturii, bă, care încă nu-i demis, care zicea, domnule, ăștia care fac produse tradiționale să aibă doar 20% adaos. Pe momentul ăla l-ai omorât. Adică noi stăm pur și simplu și luăm o grindă și ne-o dăm de cap. Că nu suntem în stare să avem un neuron care să o pupe pe neurona și să facă un copilaj numit sinapsă. Da, da, așa este. Uitați-vă în Argentina ce s-a întâmplat înainte să vină domnul Milei. Cu chiriile, chiriile le-au plafonat. Toată lumea care a avut interes să mai dea, pentru că mulți au zis, bă, nu-mi dau casa pentru banii care spuneți voi, da? Și ce s-a întâmplat? N-au mai fost chirii pe piață și care au fost? Au fost la prețul maxim, că nimeni nu-i prost să zică, dacă ai 20% sau cât spuneți dumneavoastră, acum să mă duc la 19%. Nu, toată lumea merge la 20%. Ce s-a întâmplat? Exact la fel. La fel aveți, eu nu înțeleg. Cum poți să gândești așa ceva, să vii? Sunt chestii populiste, de aia spun, nu există nicio logică, deci nimeni nu gândește. Totul e pentru moment. În România, în momentul ăsta, totul se întâmplă pentru moment. Și asta vedem și în societate, nu numai în politică. Totul e să iau banul și vedem mâine ce va fi. Să-l fac așa, să vedem mâine ce va fi. Asta nu se întâmplă numai în România, de fapt. Din păcate, în ultimii ani, cam întâmplă peste tot, inclusiv în America, miturile alea mari care erau înainte încep să se cam ducă. De ce? Pentru că multe companii, chiar și private, nu mai țin pasul. V-am zis, intrăm într-o altă eră, intrăm în altceva, trebuie să înțelegi. Pot să vă dau un exemplu clar. Eu mi-am cumpărat un Porsche săptămâna trecută, acum au fost o jumătate, ediție limitată, deci nu discutăm. Am zis, hai să mă duc și un pic spre verde, l-am luat hibrid, tot, adus acasă, totul perfect, dimineața dau ok, nu pornește. Discutăm de Porsche, discutăm de bani plătit integral, fără leasing, fără nimic.
discutăm de Porsche. Deci nici ei nu mai este ce au fost, cum să le spunem așa, știți? Dar de ce se întâmplă asta? Există, începe o tentație post-capitalistă? Ne îndreptăm spre unde? Nu, nu, e presiunea pieței, presiunea... Am văzut un interviu cu un... Dar presiunea pieței, why? De ce? Pentru că oamenii nu mai au răbdare, oamenii le trebuie tot mai mult, le trebuie tot mai nou, au început, sistemul financiar este extraordinar de diversificat față de acum 20 de ani, da? Am văzut un interviu cu CEO-ul de la Mercedes care a spus, zice, noi nu mai suntem cine am fost. De ce? Pentru că înainte aveam Mercedes-urile alea, știți voi, cobrele și alea, 190, care nu se stricau niciodată. E da, dar ea stăteau 10-15 ani pe piață, după aia schimba modelul. Acum suntem obligați în 3 ani să schimbăm modelul, pentru că sistemul de leasing este pe 3 ani. Și omul care ia o mașină în 3 ani în leasing, când o duce înapoi, vrea să ia ceva mai performant, nu să ia aceeași mașină, da? Și atunci asta se întâmplă. El nu mai are timp să stea, să vadă cu o mașină. Una e să faci, eu sunt inginer, una e să, de la bază, una e să pui o mașină pe stand, să se facă rodajul chimic sau pe stand, și una e să-l pui în drum, unde 10.000 de tipuri de șoferi care au 10.000 de care au sentiment. Mașina nu au sentiment. Da? De-aia spun, nici ei nu mai știu ce au fost. Și plus că economia Germaniei are niște mari probleme. Dacă știți, dacă nu știți, vă spun, economia Germaniei n-a fost cea mai mare parte a economiei, câștigul din mașini. Că toată lumea știe Germania, tehnică, mașini și cele mai bune. Nu, nu. Germania a fost în industria chimică. Da, deci acolo au fost ei. Și ei au avut o problemă. Germanul a învățat bine, sau a fost învățat bine, sau prost, să spunem, cumpărăm ieftin, vindem scump. Da? Eu le-am explicat la mulți. Bă, nu mai veniți că Mercedes, că BMW, că, deși eu sunt fan mașini germane, sunt foarte bune. Bă, dacă vrei o mașină bună și ai bani, vii și la Ford și cumperi un Lincoln. Mergi și la General Motors și cumperi un Cadillac. Mașini scumpe, dar aceeași calitate au. E aceeași treabă. Dar acum au o problemă nemții. Nu mai au materie ieftină, da? Discutăm de gazul rusesc, și nu mai sunt competitivi. Și uitați că ei sunt în recesiune. V-am spus că sunt în recesiune când am fost la tine în emisiune în septembrie. Da, da. M-a întrebat de ce mai. Eu am spus, bă, ei sunt în recesiune. Și sunt în recesiune. Și uitați că au probleme. Dar nu ne facem probleme de nemți, că nemții își revin. Eu mai și-o mai revenit ei de multe ori. Dar mă vezi că dacă tușesc nemții, noi deja punem batista și termometrul sub nas. Nu, băi, noi suntem morți în momentul. Da. Principalul investitor în România. Da, dar de ce? Pentru că România nu are nimic. Ok, trebuie să ai un fond de rezervă, trebuie să ai niște bani, trebuie să ai niște politici. Ok, nu merge asta, o schimbăm. Că se întâmplă, lumea asta se schimbă acum foarte repede, da? Ok, schimbăm. Și dacă schimbăm, schimbăm cu ceva nou, de ultimă generație. De-aia v-am spus, voi încă sunteți la nivelul anilor 90, 2000, jumate anilor 2000, cu implementatul părții de informatică în administrație și așa mai departe. Ăștia deja nu mai lucrează cu asta. La orice bancă suni acum, la orice, am vreo două la care lucrez eu, tu nu mai vorbești cu nimeni. Vorbești cu un robot care vorbește cu tine, știe unde să te ducă, știe ce să facă. Dacă nu înțelege corect, bă, probabil toți vorbesc perfect americana, că nu e engleză, că e americană, îți traduce el, vrei să spui chestia asta, da sau nu, și începe să înțeleagă unde să te duci. Deci ajungem să nu mai avem oamenii care să lucreze la taste. Lucrează singur sistemul. Noi în România avem încă oameni care duc hârtiile. Da. Păi am fost la bancă să depun niște bănuți, da, și am completat, vreau să spun, în jur de 4 foi. Eu evident că greșești dacă nu dictează cineva contul că e lung și în loc de 4 foi s-au făcut vreo 12. Corect. Eu n-am mai intrat într-un sucursală bancară din greșeală, că mi-a trebuit niște cash, dar nu prea lucrez cu cash. Din greșeală am intrat într-o, da, nu știu când, cred că am și uitat. Da, am și un banchier acasă care se ocupă, dar numai, totul e de pe, nici măcar de pe calculator, de pe telefon. De pe telefon plătesc facturi, de pe telefon plătesc oameni, de pe telefon, atât ți-am cumpărat o proprietate ieri, de pe telefon. Ai cumpărat încă o casă pe telefon. Exact, mi-am plătit taxele pe el, mi-am plătit asigurarea, că trebuie să ai asigurare, am luat-o cu credit, nu blochez banii în tot. Iau cu credit câteva luni, îmi plătesc tot ce am de plătit, mă duc mai departe. Creditul l-am luat prin telefon, pe telefon. Deci tot, mi-au trimis hârtie, am semnat cu semnătură electronică, tot pe telefon. Nici nu mai discutăm de laptop, nu mai discutăm de calculator acasă, discutăm de telefon. Deci, și tu mergi cu 7 hârtii să semneze nu știu ce doamnă la bancă.
Da, auzi, și atunci eu te întreb așa, este foarte clar că lumea se schimbă într-un ritm incredibil. Există o nouă filozofie socială, o nouă filozofie economică, o nouă filozofie, dacă vrei, eu aș spune, a inteligenței personale, pentru că până, știi, spunea foarte bine cineva, domnilor, nu mai există stânga. Și de asta, socialdemocrația asta pe care o știam noi, că cu sindicatele și cu, cu muncitorimea, etc., merge către zonele, dacă vrei, extreme. Ba LGTB, ba ECO, ba nu știu de care. De ce? Pentru că acel muncitor care stătea, nu-i așa, privind și cu lacrimi în ochi la strung, nu mai este muncitor. Încet, încet s-a dat seama că el este parte din fabrica la care muncește. Dacă merge mie prost ca patron, el nu ia salariu. Sau ia salariu mic. Și încet, încet, gândirea lui s-a modificat către antreprenoriat. Ok? Și unde acum... s-a modificat? Unde? Nu la toți. Nu la toți. Stau afară și urlă. Nu la toți, dar îți dau exemple de oameni care lucrează în companie de stat, dar până la ora 4, vin acasă, fac un duș, mănâncă și la 6 merg la zugrăvit. Da, înțelegi? Păcate, ea nu dau nicio chitanță pe bani. Aici este bai. Gri. Aici e bai. Economia gri. România este omorâtă. Eu am spus, nu am timp acum să mă ocup de o carte. România este omorâtă de economia gri. Atenție, nu de economia neagră. De există oriunde lumea asta. De economia gri. Sunteți pe minus. Economia gri în momentul ăsta este undeva la 40% în România. 40% calculat bugetul. Ar trebui să fie cu 40% mai mare bugetul noastră. Și problema este că este încurajată economia asta gri. De ce? Se pun taxe mari, se pun impozite mari. Nimeni nu mai plătește taxele mari. Atunci ce zice omul? Lasă că mă duc și pun un WC, o instalație electrică, mai zugrăvesc, mai repar o mașină la vecinul, așa se întâmplă, și mai fac niște bănuți, care nu-i declar. Eu, dar de ce să declar eu la stat banii mei, când pe stat îl doare undeva de mine? Adică drumurile mi-s proaste, autostrăzi nu am, trebuie să mă duc până la Bistrița, știți foarte bine, am fost, știți foarte bine pe drumul la Dedej, dacă ajungi întreg până la capăt, îți trebuie 3 ore până la Bistrița, 120 de km sau 140 cât îți până acolo. Deci da. Treci prin nu știu câte sate cu căruțe, cu porci, cu femei, cu oameni, cu bicicliști și așa mai departe. În fine, de ce să plătesc? Dar fii atent. Uite, spunea cineva, în America de Sud, da, există o chestie. Da, eu vreau să zugrăvesc. La tine. Fiecare poate să-și cumpere de la librărie un fel de carnet de cecuri. Exact. Numerotat. Eu mă duc la tine să zugrăvesc. Interesul tău este să-ți deduci cheltuiala aia, o parte din ea. Și atunci... Asta e în America, nu neapărat, nu știu, în America de Sud, da, probabil, dar în America așa este. Deci eu am, atenție ce spun, am proprietăți pe firme. Le-am făcut și eu n-am dat factură, nu mi s-a dat factură. Eu am dat un cec. Cec de la bancă, nu cec. I-am dat un cec. Eu cecul respectiv mi-l declar, pentru că e o cheltuială pentru mine, da? Da. Trag jos. El, la rândul lui, cecul respectiv merge și îl pune în bancă. Are două variante, să nu-l declare, să se-l declare. Dacă nu declară, riscă, că s-ar putea cineva în spate să vină, pentru că la rămâne scris acolo în bancă. Și nici nu ia bani. Exact. S-ar putea să fie chestia asta sau el zice, bă, știți cum e, sistemul e bine făcut pe orizontală. De exemplu, dacă mergi să iei un credit de la bancă, banca vine și îți calculează. Vrei să iei o casă, dar cât ai produs tu anul trecut? Păi 30.000 de dolari, până nu te încadrezi. Da, dar eu mai am bani. Nu, pe mine nu mă interesează că tu mai ai bani. Eu vreau să văd de unde o să-mi plătești tu mai încolo. Înțelegi? Deci, și atunci riscul lui, el trebuie să declare, să vadă că banca, să vadă că el are niște venituri ca să poate să-i dea un credit, nu contează ce fel de credit. Da? Și atunci sistemul e bine gândit, adică te scapi o parte, te prinde pe cealaltă, cum ar veni, știți? Dar este simplu, v-am spus, eu nu am factură, am cecurile alea, le-am făcut copie la ele, le declar, dacă vine finanțele vreodată și vin vreodată, o să-i le arăt și asta este. Atât. Domnul, și nu poate merge și în România chestia asta? Că rămân la exemplu. Eu mă duc la tine să zugrăvesc. Și zic, băi, Marius, bă, că suntem prieteni, 5.000 de euro camera, că știi că în România se dau țepe. Da? Și tu zici, băi, ok, dar fii atent că eu vreau să-mi deduc cheltuiala. Am chestia aia, cecul ăla de la, sau ce-o fi, chitanțierul ăla de la librărie, și tu îmi dai chitanță. Și eu îți dau chitanță. Și în momentul ăla este foarte clar că se leagă lucrurile și nu mai devine gri, devine dar la... Trebuie, dar pentru asta, și eu am o chestie. Da, nu trebuie chitanță. Tu ai cecul tău de la bancă. Ăla rămâne scris undeva în bancă, rămâne scris. Tu ceri la sfârșit de lună sau anual, cum deduci, tu ceri desfășurătorul de la bancă și acolo apare. Cec, număr cu tare, pentru persoana cu tare. Deci nu mai trebuie nicio altă hârtie.
Da. Există deja. Ați înțeles? Deci, da, dar pentru asta trebuie să-mi lași impozitul mic. Prin telefon. Pentru asta trebuie să-mi lași impozitul mic. Exact, ca să omul să vrea să plătească. Dar am spus, în România e problema aia altă. Omul nu mai plătește, de ce? Pentru că nu are servicii. Unul la mână. Doi la mână, știe că la de sus fură. Știți foarte bine ce se întâmplă peste tot în România, nu neapărat în București, sau peste tot în România. Da? Trei la mână, zice, bă, cum să dau eu jumate din bani? Că dați jumate din bani, aproximativ. Dacă voi toate taxele cap la cap, da, se duc jumate bani. Dau jumate din ce am lucrat. Eu am fost 8 ore la lucru, praf, am venit acasă și cu toată oboseala aia m-am dus și am mai zugrăvit la 1-2 camere, îmi cugeau ochii în gură și așa mai departe. Și eu să-ți dau jumate din banii aia. Pentru ce? Deci, e simplu. Și asta se întâmplă în România și lumea nu vrea să înțeleagă. Economia gri omoară o țară, nu neapărat România. Și în America Latina este la fel. Omoară țara. Pentru că nu sunt bani fiscalizați. Trebuie înțeles, dar România nu se vrea. Și nu se vrea de ce? Pentru că nimeni nu gândește pasul următor, doi pași în față. Gândește primul pas. Vin alegerile. Trebuie să câștigă alegerile. Vine femeiul să mă întrebe nu știu ce faceți, voi acolo niște hârtii repede, hai să le dăm ca să-i aburim și pe aia. Aia nu-i aburești. Dar, în fine, și așa mai departe. La noi se merge de azi pe mâine, de azi pe mâine. Bugetul, da? Voi aveți probleme pe contul curent? De azi pe mâine. Deci totul este de azi pe mâine. Și când lucrezi în disperare, nu faci nimic. Păi o să bubuie într-o zi. N-ai cum să trăiești cu, uite așa, le salut român, dă-mi împrumut bani. Dă-mi împrumut bani. Nu are să bubuie. Nu are să bubuie, stați liniștiți, pentru că sistemul este făcut în așa fel încât România se mai poate împrumuta. Ce se va întâmpla, vă spun eu direct, peste 6-7 ani, înregistrați ce puneți acum și discutăm peste 6-7 ani, România o să aibă o datorie, acum are 52%, o să ajungă la 70-80%. Și ce înseamnă? Nu înseamnă nimic. Înseamnă faptul că da, dar aia 70% îți luați cu niște dobânzi mari, da? De fapt, tu te împrumuți la 56-60%, dar de fapt o să ai 80%, 70%, 80% datorie. Ce înseamnă? Vedeți, o să vină partidele extremiste și o să zică, bă, ne-am vândut țara. Asta o să însemne. Și peste 7 ani o să aveți garantat un partid extremist, nu știu care o fie, ăla nu contează, o să aveți un partid extremist la putere, care pune țara atunci, în momentul ăla, cu țara în genunchi complet, și știți, falimente și scandaluri și o altă revoluție sau mai știu ce se poate întâmpla. Eu nu înțeleg de ce mergem noi întotdeauna, România cel puțin, de 34 de ani, merge pe tot felul de modele de-astea, care clar sunt nefuncționale. Da, ai început cu Mebol, ai pus pe Văcăroiu, ți-a venit Iliescu, care, pentru care proprietatea era un moft, că așa au zis la satul mare, într-o idioțenie de aia mare a lui. Adică, în loc să ne uităm, bă, ce funcționează în lume și ce nu funcționează. No, aici funcționează, luăm de aici, asta nu funcționează, nu luăm de aici. Cum au făcut polonezii. Polonezii au intrat în 1990 cu 40 de miliarde de dolari datorie. Da? Aproape au venit ăia creditorii internaționali și au zis, băi, să le tăiem jumătate, că ăștia nu rezistă. N-ai? Și au tăiat jumătate din datoria de 40 de miliarde. Da, dar acolo au avut cine să vorbească. Eu am, nu știu dacă m-a spus asta. Eu știu un orășel, în Toplița, din sunt eu. S-a vândut un combinat mare, da? Cu șpagă, deci combinat de miliarde, mari, deci are, nu știu, vreo 10 km lungime, așa, de lemn, s-a vândut cu șpagă de 100.000 de euro, pentru că directorul ăla care conducea momentul ăla, prin 95-96, o trebuie să-i cumpere casă, apartament la băiat, în București. Înțelegi? 100.000 de euro. A pus un combinat în cap, care producea de la tăiatul pomului în pădure până la ieșea la capătul celălalt mobilă. Acum că era rentabil, nu era rentabil, nu mai contează, dar l-au terminat complet. Nu mai există nimic. Nimic. E pus jos complet. Ca să-i cumpere apartament. Da, 100.000 de dolari. Deci vă dați seama, el a vândut chestii de 10 de milioane de dolari pentru 100.000 de dolari că i-a luat el. Aia nu l-a nimic. Și presupun că e liber și a fost liber tot timpul. Exact. N-are nicio problemă. În pensie, stă liniștit, băiatul are apartament în București. Stați liniștit. Deci, asta e, de-aia n-a mers România și de-aia nu merge România. M-ați înțeles? De-aia nu merge. Pentru că au fost și sunt câțiva oameni
Și acum, acum discutăm la alți bani, bineînțeles că am evoluat, care e interesul lor să-și ia banii, nu interesează mâine ce se întâmplă. Merg la Monaco, merg în lume să facă una alta, nu interesează de celălalt. Da, bă, dacă fac din România un gunoi, tot în gunoiul ăsta trăiesc. Dar ei nu trăiesc ca noi în gunoi la fel. Deci gunoiul ăla e diferit. Pentru că el se suie în clasa G, aveți în Cluj pe cineva în G și se dă așa mai departe și ăla iese din garaj și merge până în punctul X și din punctul X până apoi în garaj, ăla nu vede nimic din mizeria aia. Înțeles? Pentru că ei sunt acolo, între ei. Ei nu-i, mizeria nu e la fel. Ați înțeles? E ca și la sortat, da? Ăia sunt cu reciclabile, nu sunt cu gunoiul. Auzi, uite o chestie, că amândoi suntem tați. Dacă una din fetele tale ți-ar spune, auzi, tată, eu vreau să mă stabilesc în România, ce îi spune? Nu, dacă ea vrea neapărat să meargă în România... Nu știu, dar ți-ar cere un sfat. Ia ține vreo 4 săptămâni să-i spun ce e acolo și cum e acolo și dacă tot vrea ea să se mute, e problema ei. Dar dacă îți cere un sfat, mă, tată, ce mă sfătuiești? Nu. Să mă duc, să nu mă duc? Nu. În condițiile astea. Dar să nu mă înțeleagă lumea că eu sunt anti-România sau anti-așa mai departe. Nu. Eu îi spun primele cuvinte care îi le spun ei. Primele cuvinte care îi le spun ei sunt următoarele. În 2007 pe mine țara m-a alungat de acolo. De acolo începe discuția. Nu m-a luat nimeni de guler să mă duc afară din țară, dar m-a alungat de acolo. Deci aici trebuie să înțeleagă lumea. Pe mine lumea m-a alungat de acolo și de aici începe discuția. După aia explică, dar asta facem toată ziua aici, nu? Îi explic frumos și dacă ea tot hotărăște să meargă, e problema ei, îi dau și niște bani să ajungă până acolo sau să facă ceva acolo, dar cam atât. Eu zic nu. Știi că mă pui pe gânduri apropo de tot ce se întâmplă, pentru că îmi dau seama că cred că te tot sună cineva la telefon, zilele alea să te mai sune. Da. N-am ce să fac, pentru că trebuie să intru în direct atunci și nu... Da, știu. Mama e de treabă, dar am să înțeleg, am apăsat de 10 ori, înțelege că nu răspund. Nu vrea să răspund, da. Nu e un telefon, este pe tot pe o social media și nu e pe telefon. Am înțeles. Telefonul l-am închis, de fapt. Am înțeles. Oricum, acum deja putem să ieșim. Oricum, miercurea viitoare, musai să fim iarăși în legătură. Îmi cer scuze cu ultima parte, dar efectiv nu știu. Dar stai liniștit, contează ce spui, că după de văzut te-am mai văzut. Ești frumos, ești lăptos și de vreme acasă. Să ne vedem cu bine, Marius, inclusiv aici în Cluj, că poveștile noastre întotdeauna sunt faine. Ne vedem și miercurea viitoare, mulțumim tare. Mulțumesc frumos. Mai avem vreo 30 de secunde și ce am încercat să facem? Să discutăm cu oameni dintr-o lume normală. Oameni care sunt obișnuiți cu o economie normală, cu un sistem normal. Pentru că degeaba am venit tot felul de frizeri, de covrigari, de popi, da, care s-au băgat în guvern sau în tot felul de agenții naționale, să-mi explice cum trebuie să fie România. Eu nu vreau România să fie nici ca o covrigărie, nu vreau nici ca o biserică și nu vreau nici ca o frizerie. Eu vreau o Românie normală, tată. O Românie la care să stau cu sufletul împăcat, liniștit. În care vreau să-mi fie lene în România. Vreau să mă plictisesc în România. Nu mai am chef să trăiesc în girofarul ăsta de partid și de stat, de la tot felul de prostalei care s-au cocoțat în fruntea acestei țări. Sigur, minunate, dar nu e așa, păcat că e locuită. V-am pupat! Program disponibil pe primaplay.ro.